sau mergea acolo și iar shot. Dar practic care e avantajul? Mai bine mergi semnă, știi? Da, una din astea două, cred că. Și poți să mergi și un freeze dacă pentru tempo e mai bun, clar. Da, da, clar. Mai ideea că te-ai scăpat de nou feratul, nu ți-o ars nimic. Ok, Demon Risk Project un pic aici așa ar fi cu acolo, o să plească Silence. Dar trebuie, câteodată mai și trebuie să și rigi. Da, are, are deja un Zero Knight, nu? Life Trinker nu a jucat, are Shadow Ult, deci parțial deja lucrurile. Aici s-ar fi putut să-și mai fi luat un burn și ar fi dacă putea cumva să-i cauzeze 3 draw-uri Charles-ul, dar nu poate, cu Defile-ul nu poate să-i dea decât 2 draw-uri, pentru că uite, are 7 cărți și dacă trăgea de 3 ori cu acolo, nu poate să facă 3, da. Burn la una. O, cu două? Cred, da, cred că îi mai dă burn la o carte. Da. Da. Nu face 3. Nu, îi dă, nu îi dă, ok, ok. Ok, nu risca Charizard, poate nici nu merita riscul. Defile-ul ăla poate să fie bun pe viitor. Corect. Cu toate că ce targete mai ai? Și aici ce faci? Faci Saronii cu seren. Mana ta, cred că tot timpul. Da, băi, cauți, când nu ai... Defile bun, dar... Da, e Defile ok cu Saronii, dacă iei, știi că mai e un mana, dai Defile bun, dar nu poți să joace gigantul ăsta frumos. Apoi Charizard. Nu acum, că acum nu ai... Ba, de fapt ai, vezi? Charizard de rest, dau gigant sau dau Defile? Ai. E greu pentru Charizard aici. O să dea... Ah, okay, okay, okay. O legere, da, n-am prea văzut-o din prima, dar e o legere bună. Într-adevăr, îi mai dai o carte, plus Sharpie, ce oare aici nu-i chiar super ok. Să dea freeze, ca să mai aștept o tură cu Volcano. Da, și cred trebuie că să da. Se scape, trebuie să se scape. Da. Și o, încă s-a runit, a venit perfect, dar acum Defile-ul vine foarte bine pentru Charizard. Da. N-ai ieșit din Defile. Dar ce faci, că dacă dai și Gen și Defile, îți dai foarte mult damage și pe minionii tăi. E rău aici și Defile-ul e bun, dar rău, no, în același timp. De fapt, într-adevăr are un Lightning Strike, okay, și are doar și Volcano. Defile, deci până la urmă doar Defile și cu Silence, ok. Cade Silence pe Giant ca să poți să meargă. Ok, da, interesant. Dar aici Sharpie are... Nu o să ai target mai bun pentru Lightning Storm, nici trebuie să-și folosească Volcano, cred. Are Hagata, acum poate nu vrea să mai dea Lightning Storm, dar cred că tot o să-l dea. Are două heal-uri? Da, are și două heal-uri. Ar putea să ia acest... Silence, dacă vrea să fie sigur că cu un singur Lightning Storm va face clear. Dar acum întrebarea mea, știai că joacă Shaman aici Sharpie? Da. Ai fi schimbat dacă erai în locul lui Charizard sau rămâneai? Păi până la urmă tot trebuia să joci meciul ăsta. Deci... Corect, da. De exemplu, în semifinală contra Tudor, da. Tudor a rămas cu Paladinu și Charizard a schimbat tot și a luat de la cel mai bun meci contra Paladin la cel mai prost. Doar o chestie de moral. Da, se poate funcționa. Doar chestie de moral. Așa, după cum nu știu pe Sharpie, cred că nu era nicio era diferență, dar... Da, aici a primat Lightning Storm. Da. Că poate dai 3 damage, nu mai trebuie să dai... Poți dai și Hero Power dacă chiar ai. Sau da, dar cred că vrea să dea un healing rank care 2. Da, și atunci da. Unul dai liniștit acum. Ok, cred că trebuie să dai... Da, nu, dai nu mai ai nevoie de Earthshock aici. Da, și heal la 30 aici. Vrea să se scape. Și acum vin... Giganți, 3 giganți, 2 giganți. Normal și un gigant foarte întunecat. Da, foarte întunecat. Cred că joci prima dată, nu cred că joci Lich King-ul prima dată. Cred că joci gigantul prima dată. Da, să vezi dacă mai are un Volcano sau așa. Nu da, vrei să-ți dea sau... Hex pe Lich King, vrei să-ți dea Hex pe giganți. Da, dar poți să mergi Lich King ca să fii sigur că vine Hex-ul ăla, știi? Da. Anti-Magic Shell. Ok, ok, nu s-a terminat încă meciul ăsta. No. Nici pe departe, un toblec aici foarte bun al lui Sharpie, Hex-ul ăsta. Exact, Hex-ul care îi lipsea cum ar veni. Dar acum poți să face 2 giganți și Charizard. Dar Sharpie are combo, Volcano și Lightning Storm dacă vrea să distrugă tot board-ul. Și cred că o să vrea să-l distrugă, da, nu vrea că să-și ia 8 damage. Da, nu are. În ideea că poate să joace, dar după aia Tora Viitoare nu o să joace nimic. Sau poate un Farsight. Tora Viitoare o să aibă 6 mana. Da. 6 mana nu e rău până la urmă. Dar Gul'danul ăsta din mâna lui Charizard să fie foarte bun tura următoare. Da. Și apoi dacă nu poate să-i facă clear, anti-magic shell-ul ăsta s-ar putea să pună cap pe meciul, să vedem. Da, da, da. Deci Volcano practic duce la mai rămâne 3 viață, nu? Da, trebuie să dai 3 și Volcano și Lightning Storm ca să faci full clear. Ideea este că s-ar putea în combinația să nu faci full clear. Știi? Dacă rămâne un gigant la 3 viață și dă nu, Lightning... Nu, uite acum, așa, uite. Da, da. Știi cum zic? Da, și da. Și rămânea unul cu 3 viață, nu, și așa, Lightning Storm clear. Așa, da, da. Ești sigur așa. Da, clar. Dar acum e greu. Cred că meciul ăsta
favorit clar acum Charizard. Da, până vedere că se umflă. Crește bordul acum, nu, dar, foarte mult, 2-3 okay, da, minioni, dar stai cu un minion, nu-i chiar. Măi, am credeam, aveam impresia că au jucat și da, cum au jucat 3 meciuri. O să ajute foarte, foarte, foarte mult. Ideea e că au jucat 3 meciuri cu ăsta, am rămas probabil cu amintiri că au fi jucat mai mulți demoni. Uite, aici o să vin, nu mai are silence. Uite, acum aici. Dar uite, poate să joace, de exemplu, 3 minioni. Plus anti-magic shell aici. Așa da, foarte așa da. Uite, tot sudrop aici jos. Da. Homunculus, protector. Nu are ce să-i facă aici. No. Sharpie. Și acum, practic, Sharpie stă după acel grumble. O să dea, de exemplu, aici Hagata, dar Hagata nu o să distrugă bordul. Și no. Nu știu, să vedem dacă... Uite, a ales să meargă Hero Power și okay, să nu meargă da. Un Sunfury. Preferă 3 damage acum. Da. Dar acum stă rău, e practic little, nu? 13, 17, da. Am căutat un răspuns și dacă nu-i vine lui Sharpie, o să discutăm despre un doi la un moment. Da, cu heal și cu Hagata, încă poate să se salveze o tură. Da. Și apoi poți să dai shadow. Ok, cu Grumble. Mai dă o dată. Ok. Healing Ray nu vrea să-l dea ca să fie sigur că nu moare, bănuiesc. Da. Pentru că dacă avea o carte de 2 mana, probabil mai juca și Life Nicolo, dar așa e mai bun healing, e mai eficient. Da, clar. De la 30 nu are cum să te ducă, știi? Și acum poți să oriște cu Shadow Rock tura următoare. Poate să-i dea fail, are șanse mari să-i dea fail, dar poate să nu-i dea fail și atunci cred că are șanse să câștige. Nu mă, dar ideea e că îi dă heal, dar are o enorm de mult damage, știi? Nejucând Hagata. Ah, dacă nu face 3, nu cred că îi dă fail. Ok. Ce zici? Îi face 3 nu, nu o să-i dea fail dacă nu face 3, nu cred. Nu de 3 zic. Zic că n-aș da Shadow Rock fiindcă a jucat cât? A jucat un Life Drinker? Și un nu știu. Un Serenite, știi? Și dacă a jucat 2 Serenite, auzi. Dar oricum e puțină presiune care îl faci, nu? Și îți mai primești unul din Grumble, nu? Și practic mai ai unul cred de jucat. Cred că ești obligat să o vezi. Grămadă de damage aici pe bord. Deci eu, nu cred că își face suficient zic că ești obligat să dai, uite, o să dea... Da, e obligat, e obligat. Nu mai putea să salveze. Hai să vedem. Oh! Și cred că dacă dă freeze-urile care trebuie, dacă mi-am inteles că bine, dacă a dat freeze-uri, cred că nu mai are cum să piardă. Ok, hai să vedem. Oh, freeze rău. Hai să vedem, mai are un freeze. Da, zic că nu... Are și rămâne cu da, momentan moare, dar își mai dă heal încă o dată. Ok. Ok, freeze-ul ăla trebuie să vină pe minion neapărat. A, l-o dat deja, nu? Ba, nu, uite acum. Okay. Ok, momentan trăiește și cred că nu mai poate să piardă. Da. Bun, merge critical. 12, 15, 19, incredibil. 4 viața mi-a rămânat în Sharpie. Dar vezi, e prea puțin. Shadow Keep, prea puțin. Bine, acum are o grămadă acum de unul. Acum nu știu dacă e prea puțin, acum da. Așa puțin. Și ne îndreptăm spre un 3-0 final. Stai rapid. Hai să vedem. Nu știu cum se poate întâmpla să dea atât de multe fail-uri lui Sharpie Shadow Rock, dar hai să așteptăm până la final. Hai, corect. Ok, încă un Life Drinker. Ăsta poate să fie un fail, nu? Life Drinker-ul jucă, nu? Ok. Da, are o grămadă de... Ok, cam gata, da. Sau cam, da. Cred că îi dă little cu asta. Richard-ul, dacă are se APM poate. Bun. Dar cred că chiar așteaptă. Dacă face acțiune pe minut bine, Sharpie are little 100%. Și cred că avem campionul Little Draw aici, dacă nu cumva are lag Sharpie. Da, e imposibil să nu câștige. Scoatem cablul de rețea. Hai să scoatem cablul de rețea cu Sharpie și atunci nu poate, mai apuc, poate pierde. Da, s-a terminat. Așteaptă, vezi, așteaptă. Mai are 6 mana Sharpie și mai are 9 viață Charizard, imposibil. Mai are 4-5 din aia. Da. Bun, Sharpie a tras extraordinar ca un campion. A și ajuns, și ajuns da. Felicitări Sharpie aici. Felicitări și Cazul, a jucat cât de bine a putut, dar Sharpie a tras imposibil de bine în finală și a câștigat finala, fără drept de apel. Da. Ok, da, o să vă lăsăm puțin cu niște reclame, să spunem și așa. Și revenim cu interviuri cu jucătorii după. O să aducem puțin pe jucători. Și dacă vreți să urmăriți finala mică, intrați pe Twitch TV Loolish01 și vă uitați la Tudor și Dyer cum joacă pentru locul 3 sau pentru locul 4. We'll be right back.
și imediat o să vină Charzul și Shad la mini-interview. Pe cel la stream o să fie la mini-interview Tudor și Dyer. Și na, cam asta a fost concursul. Mâine o să fie și IT Fest-ul. Un alt lucru mare pentru Timișoara. Țară, există alte concursuri. O să mi se alerture. Da, un pic era pe mult. Așa, hai că l-avem pe Charzul. Vrei tu prima întrebare, Proti? Poți să-ți vă întrebi. Da, trebuie schimbat. Okay. Am revenit, primul cer jur aici. Aici. Dăm asta în primul sus. Se aude chestia asta? Da, da, se aude. Așa, vrei tu să pui prima? Cu scorul. Cu scorul? Ok, da. Fata, ce facem noi cu scorul aici? Cum ești, Charzul? Cum te simți ca finalist, dar locul 2, nu câștigător? Bine, nu prea... mulțumit? Ești, da, sunt mulțumit, am avut, ca, mi se pare, cel mai bun line-up din Conquest. Și a făcut treaba, am jucat așa destul de bine. Cu mici scăpări. În final n-am avut parte să joc mai nimic, a tras șarpe mult mai bine ca mine. În meciul cu druidul, singurul meu out era să nu aibă flup în mână și cu swipe și a tras swipe-ul cu Wildgrove. Și n-ai avut cărți de-astea bombe, știi? La... Ai avut bombe, dar le-ai avut prea târziu un pic, știi? Gen, n-ai avut fix atunci la început, cât încă puteai să dai, știi, înainte de Geist. Le-ai da. Avut, da. Am preferat să dau Geist-ul înainte de a doilea Giant. Nu, nu, era foarte bine că ai făcut, dar n-ai putut nici să pui presiune în același timp și atunci aia te-a afectat acolo meciul ăla. Da, dacă nu avea flup sau swipe, câștiga meciul. Da, da, da. Am mai zis că ai avut și cu Orla, că știu că am jucat puțin ciudat, dar am vrut mai întâi să-mi risc șansele și să ardeam un combo piece important, câștigam, puteam să câștigam. Noi n-am văzut la început ce e Ars, dar nu e Ars, cred că Gul'danul, că altfel poate ar fi. Ce-a fost prima carte care prima carte ce ai Ars-o, nu mai ții minte? Mi-am ars Skeleset și un Left Drinker. Nu, a fost în finala, în ultimul meci. Okay. Noi, în primul meci, în Mord of Mirror, am văzut că e Ars o carte, dar nu știam ce carte, dacă era Gul'dan sau nu. Warlock, ai jucat cu Noferatu și noi pierdusem. Spectator. Lich King. Ah, ok. Ah, ok. Deci okay. Ai prins chiar bine. Da, acceptabil. Da. Ce-am vrut eu să întreb, că ai spus că ai făcut cel mai bun, sau ai jucat cu cel mai bun line-up care există la momentul de față în Conquest. Cum ai ajuns la concluzia asta și de ce te-ai gândit să aduci line-up-ul ăsta? Ai targetat ceva? Explică puțin, poate, pentru oamenii care nu știu exact cum se creează un line-up pentru un turneu și care e modul tău de gândit pe scor. Este un line-up mai echilibrat, nu este... Are și anti-control, shadow-ul, de exemplu. Și Hunter este un deck foarte bun anti-control și mi se pare că este cel mai puternic deck momentan pe Maligos. E cel mai puternic, mai ales pentru că eu îți dau dreptate că este un line-up foarte bun și atunci când mulți joacă acest line-up, Hunter-ul cam bate acest line-up foarte rău dacă nu-l banezi și atunci de-aia devine da. Mega puternic. Prioritatea mea zero a fost să banez Hunter-ul și la fel și la SL. Da. De-aparte am făcut 6-1 în Swiss cu line-up-ul ăsta. La deci... unul în distanță să te califici. Da, unul în distanță. Și ce vreau eu să te întreb, uite, ești prin Petrobriata, Timișoara? Da. Te-au surprins meta așa locală de la jucători pe care nu-i cunoșteai, dacă ai prins cu mulți jucători pe care nu-i cunoșteai? M-a surprins Dyer, la ce-am văzut la okay, Dyer, ca Dyer, de obicei. Așa, ok, e bine și că te-au surprins Dyer, e ok că nu... Într-un păcat că nu te-am surprins și noi, cei din Timișoara, un pic. Da. Am jucat de ce înseamnă ce te așteptai tu în average, adică te așteptai da, la toată lumea, așa da. Au jucat și jucătorii random din Timișoara. Da. Ok. Plan a fost să folosesc știu și Casey în ajunsul finală la Orange County, mi se pare, și a pierdut cu Feno, practic a avut la 2-2 mirror de Hunter și era coin flip. Și line-up-urile astea le-ai jucat. Mi se pare foarte, foarte bun. Te-ai nebunit în faza asta eliminatorie, ai jucat și cu mine mirror și cu Sharpie mirror. Cred că acum o să vrei un pic să nu mai prinzi line-up-urile astea, ca să mai încerci și alte match-up-uri. Da. Că deja poate devine și un pic plictisitor când nimerești de atâtea ori la rând același line-up. Da, a fost destul de multe line-up-uri similare astăzi. Da. Eu am o altă întrebare care se leagă puțin și cu semifinala care a jucat-o înainte cu Tudor. Tudor a rămas atunci, cine a urmărit, a rămas în acel Paladin și tu ai, din punctul nostru de vedere a caselor, mi s-a părut că ai început să joci cu cea mai bun contra, cu toate că ai fi jucat oricum cu toate decurile, dar ai decis să alegi cel mai bun matchup spre cel mai slab. A fost o chestie de moral? Adică sau, ca să-i strici un pic moralul, gen...
pentru ultimul meci decisiv. Să ziceai decis să încep cu cel mai bun matchup împotriva lui Old Paladin și să mergi treptat spre cel mai worst matchup care era respectiv acel Hunter. Știu că așa se face de obicei ca să adversarul, dacă e un pic obosit sau pe parcursul meciilor, o să facă decizii mai puțin bune. Eu zic dublu. Și plus plinzi tu încredere dacă câștigi și 2-2. Vii cu alt suflet în finală. Întotdeauna îți prinde bine să dai un Mountain Giant și pace să dai D5 și să-i curăți tot board. Ca să merg mai departe, că de-aia întrebam chestia asta și ne apropiem de sfârșit, te lăsăm să te odihnești, că a fost o zi grea pentru tine. Dar în finală ai ales să rămâi cu acel Warlock. Warlock, într-adevăr, era cea mai bună matchup contra acel șaman? Puteam să pun presiune și așa. Și înțelegi ce vreau să întreb. Cred că era echilibrat varianta. Puteam să merg cu druidul. Prima idee a fost să schimb cu druidul când nu mai vreau Warlock. Dar am zis că stai că poate prind non-feratul și iar de Grumble sau Shadowwalk și atunci câștig. Da, și într-adevăr ai prins numai. Deci înseamnă că astăzi Nonferatul a fost o domnișoară care ți-a plăcut ție mult și ai vrut în continuu să da, o testezi. Da, și facea, mi-a venit Giants, nu am putut să-i joc, am avut alte play-uri, am zis ok, hai să joc Lich King, după aceea o să joc ambii Mountain Giants în aceeași tură da, pe tura nouă. Eu am zis că ok, hai, deci joacă Lich King, poate... dar e clar că ți-ai făcut setup-ul pentru următoarea tură cu 2 de 8-8 în loc de 1 de 8-8 înainte. Da, exact, și se fac un bait de Hex. Eventual după aceea să joc 2 Mountain Giants care ai zis că rezistau și la Volcano da. Și abia după aceea jucam un Death Grip dacă îmi venea din Lich King, că trebuia să-mi pun totuși presiune. Da, și deci asta a fost dorința ta din Lich King, dacă te venea Death Grip ăla poate era win direct, instant. Da, dar jucam Giants prima dată, întotdeauna, pentru că așa am făcut semn în game plan. Dacă vrei să mai treci? Nu, Charles, mulțumiri pentru echipă, pentru cine mai vrei tu, cine te-a ajutat. Da, mersi mult pentru Red Firm, mersi mult Bogdan Hosso pentru susținere. Sper să mă descurc mâine și destul de bine, deși la line-up-ul meu e un pic cam greedy. Și am deci văzut destul de multe... Deci l-ai schimbat și tu, ca și noi. L-am schimbat un pic, însă... Bine, l-am stabilit de vreo săptămână la line-up-ul ăsta. Însă am văzut destul de multe chestii agresive, s-ar putea să nu mă descurc bine mâine, dar o să joc bine și o să mă mâine, dacă vreți să vedeți deck-uri diferite, jucate la Charzul, uitați și la IT Fest. Okay. Succes, Charzul! Succes pe mâine! Și mulțumim pentru... O să revenim imediat cu finalistul, cu câștigătorul, să zicem. Da, revenim imediat cu Sharpie. Mersi, domnule. Am revenit cu Sharpie, chiar dacă e gata, chiar dacă nu e gata. Am luat cu lopata? Da, hai. Sharpie? Da. Felicitări, în primul rând. Cum te simți? Bine. Cum ți s-a părut? Bine. Foarte bine. Puțin obosit, m-am trezit de dimineață, am venit cu avionul. Ai, chiar tu, ai venit astăzi. Da. Ai, de cam hai să te culci acum. Hai să dăm o întrebare clasică acum. Cum ți-ai ales line-up-ul ăsta? Păi e conquest, trebuie să iei cele mai bune deck-uri și câștigi. Așa, și cum ai ajuns la conquest acasă cele mai bune deck-uri? Păi mi se par că au cele mai bune match-up-uri cu deck-urile care sunt cele mai populare momentan. Gen, ce credeai că o să vezi mult aici la concursul ăsta de azi de Timișoara? Mă gândeam că o să fie mai mult acro, ceea ce ar fi fost urât pentru mine. Că uite, gen, dacă aveai încă un line-up, încă un deck foarte, care avea win-uri foarte bune versus deck-urile tale în afară de Hunter, era foarte nasol pentru tine. Da. Nu știu dacă ai prins un line-up de genul. Nu, am deci, banat Hunter aproape mereu. Da, și deci încă un deck extra pe lângă ăla nu a fost niciodată să te bată rău de tot, da, nu? Da. Ok. Oricum, testasem și line-up-ul ăsta la SL, unde am ieșit în primii 4. Ce poți să ne zici despre alegerea ta de tech card lipsă din Shadowrock Shaman? Am văzut că îți lipsea Uzu. Cum ai ajuns la concluzia asta? E pur și simplu un misplay? Sau chiar n-ai vrut să joci tu Uzu? Nu, știam că nu o să aibă oponenții arme și că n-am nevoie de Uzu. Ok, deci... Ai tras destul de bine în finală, trebuie da, să spunem. Și practic ai bătut 3-0. Care din meciurile alea ți-a fost mai mult frică? Care a fost match-up-ul mai greu pentru tine? Având în vedere că le-ai câștigat, deci trebuie să...
cred că cel mai greu meci a fost al doilea cu Maligos Druid versus Ivan Warlock. Că ăsta era top deck, sau? Da, nu mai aveam nicio șansă să câștig, am văzut că și-a dat double kill. Da, ți-ai jucat șanse de până la urmă, da. A, era singura ta șansă. Adică era singura șansă să câștig, să trag swipe. Nu știu sigur, nu știu sigur că nu mi-am gândit acest calculam, dar dacă nu trageai swipe-ul, poate double branching pe zâncă nu te lăsa să mori. Nu știu sigur, murea? Da. Nu murea. Dar pe urmă nu mai puteam să-i dau damage față. Da, că da, avea... Dăduse Gul'dan, nu? Sau? Nu dăduse, dar avea un Gigan, mai avea Bone Mare. Da, dar... Și venea tura 10 oricum, adică nu știu dacă avea Gul'dan. Da, sau... cred că avea Gul'dan. Avea Gul'dan. Da, 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 deci dăm cu o tură și cred că te bătea. Da, păi era singura șansă. Da. Așa, hai să vedem. Timișoara, e prima oară când ești aici? Da. Și cum ți se pare Timișoara, respectiv meta-ul local, ca să întrebăm invers față de interviu cu Charzor? Ți se pare că jucătorii joacă chestii mai diferite față de concursurile din București sau ceva de gen? Nu neapărat. Acum m-am așteptat mai mult la agro, dar nu am întâlnit cel personal line-up-uri agro, am întâlnit line-up-uri. Cred că mâine o să întâlnim toți mai multe line-up-uri agro dacă nu ne dorim asta. Și dacă ne dorim și dacă nu ne dorim, ne-am uitat, cum zice Charzor, pe line-up-urile de mâine și sunt mulți care joacă mai mult agro, deci să vedem. Vedem cum picăm pe brechet. Și cum ți se pare așa? Timișoara. Ai apucat să vezi mult din? Că n-am apucat să văd, m-am dat jos din avion și am venit la Loolish direct. Pentru... Asta înseamnă devotament pentru joc, să știi. Corect. Corect. Pentru mâine ești pregătit? Da. Am un line-up similar, am schimbat doar un deck din el. Ok, ok. Ce deck ai ales să schimbi? Shadow of Shaman. Și ce ți-ai pus? Od Paladin. O coincidență, l-am făcut și eu la fel. Ce? Ok. Păi și atunci ce să mai întrebăm? Uite, nu știu, nu mai vine nimic. Mai ai tu ultimele cuvinte? Da, zici tu, dacă vrei să mulțumești cuiva. Păi, să-i mulțumesc lui Alex Riti pentru... Aici. Ce-ai eu? Pentru găzduire și pentru că m-a ajutat să cumpăr biletele și când ne-am pregătit line-up-urile. Și mulțumesc tuturor celor de la Loolish și a fost o organizare chiar foarte bună pentru turneu din România. Și mulțumim, că te-a comentat. Da, mulțumim lui Croti, ne-a adus și premiul de la concurs. Na, comentat. Pe cam astea au fost interviurile. Sperăm că nu a fost prea scurt pentru voi. Sau mulțumim prea lung. Și felicitări. Mulțumesc. Felicităm că o dată, Sharp, Pitcher, Bull, Tudor, Dyer, Top 4. Tuturor participanților. Poate nu, vedem. Da. Ciao, ciao. O seară faină să aveți. Salut, salut. O să revenim cu un stream tot pe canalul ăsta cu PUBG România. O să fie calificările și o să facem noi casting. Revenim după. Nu trebuie să ratați, o să fie ultima șansă pentru cineva la Bucharest Gaming Week. Merită să vedeți. Revenim.